Nu ajung așa repede, că uite, s-a evit o problemă la serviciu și trebuie să mai stăm aici. Și ajung mai târziu, dar dacă vrei, îmbracă-te și duce că-i tătăițu acasă. E tata acasă, mămăiță, că eu n-ajung, mama, ai ajuns târziu. Da, lăsați-mă, dracu, să conduc. Da? Bine, mămăiță, îmbracă. Cu ce tu? Zic ca mătii mai bine. Alo? Luciana, am văzut. Ce anume? Să semnează o propunere de contract. Pentru cine? Pentru ce? Pentru aparatul de înghețat. Verificarea de semnare a propunerii de înghețat. Am înțeles. Deci pentru reparația lui, da. Am înțeles, da. Pentru reparația lui, eu sunt valor mare, mie și ceva de asta, piesele de euro. Păi nu, a zis 200 de euro, unde sunt 1000? Păi piesele sunt 1000. Nu, e adevărat, 200 de euro. Hai să văd de nou, dar eu am văzut că... Am înțeles, ok, gata, am înțeles, da, mă duc și transmit. Deci, să-ți fac o propunere de contract, pentru că vreau să văd și eu ce garanție, da? Da, am înțeles. Să plătesc la atâtea bani fără un contract. Da. Cât timp o face? Da. Bine. Ce-i tipul? Nu se ridică niciunul de în fund de acolo. Ce nu poate să scrie el? Cum făcea pentru...
Da, liniștit, nu e nicio problemă.